Trăiți într-o regiune prosperă, fapt confirmat de unul dintre cele mai mari PIB-uri județene, de 26,3 miliarde de euro. Impresionant! Acest indicator este totodată dovada unui mediu de business performant. Există o serie de îngrijorări la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la așa zisa reformă fiscală impusă recent de PSD. Sunt măsuri care au creat incertitudini de natură să afecteze încrederea investitorilor, fapt care se repercutează și aici, în economia județului dumneavoastră. Dezvoltarea comunităților locale se datorează și unui mediu de afaceri competitiv. Județul dumneavoastră a atras investiții străine directe de 2,1 miliarde de euro, ceea ce plasează Prahova pe locul 3 la nivel național, un rezultat notabil și generator de optimism. Consecința directă a acestui proces investițional susținut este rata șomajului de doar 3% pe care îl aveți, mult sub media națională. Dumneavoastră aici în Prahova aveți toate precondițiile unui standard de viață ridicat. Orașul Ploiești este astăzi unul dintre cele mai dinamice noduri industriale și logistice din România. Și asta cred că explică ambiția sa de a deveni un oraș smart, în care toate resursele sunt folosite pentru creșterea calității vieții cetățenilor săi, un oraș similar celor pe care le admirăm în Europa și în restul lumii.